Descoperire prin vedenie. Despre un frate s-a arătat că el se poticnea și hulia lucrările Duhului Sfânt, și după moarte era de față cu Prorocul la judecată. S-a arătat o masă mare, rotundă și o farfurie albă. Era un câmp neterminabil, cu o iarbă frumoasă și flori. Erau îngeri care se rugau și stăteau lângă copac, lângă rod, și se rugau pentru acel rod ca vasul prorocului să i se umple că vine sfârșitul și copacul să nu rămână pe jumătate gol. Fratele era îmbrăcat în haine albe și prorocul era îmbrăcat în haine albe, dar a lui străluceau. Și i s-a zis prorocului, vino lângă mine. Și s-a arătat vasul cu mărgăritare și s-a arătat și o grămadă de porci. Și s-a văzut cum o mână a Domnului Isus a luat mărgăritarele și a zis, Uite, și ție ți-am vorbit prin gura prorocului. Și a aruncat mărgăritarele și a venit un porc și le-a călcat în picioare. Era pentru el. După a mai luat mărgăritare, dublu decât prima dată, și a zis, Uite, și prorocul vorbea în limbi în cântare și el s-a potignit și în cântarea prorocului și atunci a zis Uite, vezi ce ați făcut din vasul meu care era sfânt și plin de plinătatea Duhului Sfânt și voi ați descurajat prorocul și s-a arătat mulți oameni și pe alții care vorbeau de rău vasul Domnului. Și mâna arunca mărgăritarele și spunea vocea, Uitați ce fac pe pământ cu prorocii mei! Și arunca mărgăritarele și a venit o grămadă de porci să le calce. Și s-a arătat că unii oameni râdeau și Domnul a spus prorocului: Întărește-te. Atunci fratele, care era cu capul plecat, a spus Domnului: Iartă-mă, Iisuse. Domnul a răspuns: Orice iert, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu. Și Domnul a mai spus: acest proroc este martor pentru tine. Era într-o grădină în așteptare pentru judecată. A trecut șase vâni, dar a șaptea nu o putea trece și îi se spunea, De ce nu ai stăruit după Duhul Sfânt, oricât ți s-a spus că de multe ori ți-am spus și prin proroc și nu ai făcut lucrul acesta. Ți s-a spus, dar nu ai crezut. Și Domnul a încheiat cu aceste vorbe, spunându-i prorocului, Să spui și la alții să nu creadă că Duhul meu este oricum. Duhul Sfânt e Duhul Sfânt. Amém.